Bine v-am regăsit la interviurile Vocile 2.0. Vă invit să discutăm în această seară despre business analysis. Vorbim despre digital job, categoria interviurilor digital job pe care le-am început data trecută. Discutăm în această seară împreună cu Alina Aghiar-Asim, care este mentor business analysis la Școala Informală de IT. Bun venit la Vocile 2.0! Mulțumesc pentru invitație! Așa cum spuneam și data trecută, sunt interviuri care sunt realizate în parteneriat cu Școala Informală de IT și desigur avem parteneri media pe Ziarul de Iași. Discutăm despre reconversie profesională, despre modalități prin care oameni care au o profesie sau au avut o profesie vor să-și schimbe traiectoria și ocupația și să ajungă în zona de IT, pentru că, așa cum spuneam, zona de IT este practic domeniul cu cea mai mare creștere la nivel mondial din ultima perioadă. Așadar, Alina, business analysis. Ce este business analysis? Este o disciplină în sine cu și o activitate care se întâmplă în orice proiect, indiferent dacă există un rol de business analyst dedicat sau nu. Ce vreau să spun este că orice membru al echipei face într-o măsură mai mare sau mai mică analiză de business. Și un programator atunci când scrie codul și un tester atunci când testează aplicația. Prin urmare, toți au o contribuție la această parte de analiză. Pentru că este atât de importantă și pentru că succesul multor proiecte depinde de corectitudinea, acuratețea acestei analize de business. Companiile au început să pună din ce în ce mai mult accent pe această activitate și, prin urmare, au început să angajeze oameni care fac în mod dedicat această activitate, ca să ia presiunea de pe celelalte roluri și să o pună pe un rol dedicat, care, evident, este specializat pe această activitate. Cât de mult se apropie această activitate, acest job, cu unul care să fie apropiat de un contabil, de exemplu, sau de un consultant de business? Da, aceasta este o întrebare pe care o primim în mod frecvent de la potențialii cursanți sau chiar cursanții noștri, care, sigur, poate se lasă influențați de cuvântul business din sintagma business analysis și lucru care duce cu gândul la contabilitate, finanțe, pe unii în zona de project management, pe unii în zona de antreprenoriat. Nu este niciuna din aceste zone. Business leadership? Este, da. Leadership, sigur că da. Rolul de business analyst este unul de leadership, cu siguranță. În schimb, foarte clișeistic spus, business analystul, cel puțin IT business analystul, despre care noi vorbim și pentru care sunt și cursuri dedicate în cadrul școlii. Exact, vorbim despre zona asta, digital job. Exact. IT business analystul, cum spuneam, clișeistic spus, dar foarte ușor de înțeles, este liantul dintre lumea business și lumea IT. Practic, ce face business analystul? Lucrează împreună cu clientul să descopere nevoia de business și să definească soluția prin care se rezolvă acea nevoie. Deci stă cumva la intersecția celor două, business și IT, când cu fața la unii, când cu fața la ceilalți, ascultându-i și dând tot felul de feedback, și colo și colo. Da, este un mediator, să zicem, între cele două lumi. Cum spuneam, lucrează cu business-ul ca să înțeleagă nevoia de business și să propună o soluție, după care lucrează cu echipele tehnice care vor implementa acea soluție. Și nu e neapărat că se întoarce cu spatele, e permanent legat de ambele lumi, pentru că este vitală comunicarea constantă între cele două lumi pe parcursul întregului proiect. În proiectele tradiționale, analiza de business era o activitate foarte stufoasă care se întâmpla cu preponderență la începutul proiectului, după care se livrau toate specificațiile către echipele tehnice care implementau și livrau. În ultimii ani nu mai livrăm proiecte în această metodologie și atunci
planificăm și soluționăm puțin câte puțin, comunicarea cu clientul și cu echipa fiind esențială, comunicarea constantă și feedback, culegerea feedback-ului și incorporarea acestuia în dezvoltarea soluției este esențială pentru succesul proiectului. Asta, rolul business analystului este critic pe tot parcursul proiectului. În toate fazele unui proiect, business analystul are un rol și un impact esențial. Cu cine comunică el, în afară de echipa din compania cu care este, pe linie ierarhică, să spunem, în afară de clienți, cu CEO, cu managerul, cu cine comunică? Sau cu toată lumea? Te referi din compania în care lucrează sau din compania pentru care livrează? Hai să luăm începutul cu compania pentru care lucrează. Rolul de business analyst poate să acopere un spectru foarte larg de activități. Dacă e să ne referim strict la IT business analyst, el cu siguranță interacționează cu preponderență cu echipele tehnice care urmează să livreze soluții. Nu neapărat cu CEO-ul companiei, dar dacă în schimb are un rol mai senior în care activează ca un consultant pentru senior management și atunci are un input valoros în partea de strategie, în partea de stabilire de obiective, în partea de marketing research și luare de decizii care ajută business-ul, da, atunci clar, dar vorbim de altă zonă în care poate să activeze un business analyst. Ok. Iar când este vorba despre client? Când este vorba despre client, interacționează cu o plajă foarte largă de stakeholder, așa cum îi numim noi. Pot fi alți business analiști din partea de client, care sunt de fapt cunoscătorii și cei care definesc procesele de business din compania respectivă și care sunt în mod direct interesați să transmită aceste cunoștințe către IT business analyst și echipa care urmează să-i ajute cu dezvoltarea de soluții. Interacționează cu utilizatorii finale ale acelei soluții, pentru că e foarte important să înțeleagă pentru cine construiește produsul respectiv și care sunt așteptările lor. Interacționează cu project manager și project sponsor, la cei care dau banii și pentru că este important să înțeleagă care sunt obiectivele de business la nivel macro, dar și nevoile utilizatorilor care urmează să folosească acel produs și care va fi, să zicem, impactul produsului asupra activităților de zi cu zi. Sau care sunt diferențele între un business analyst din zona digital job, IT, și unul dintr-o altă zonă, bancară, să spunem, sau economică? În mod evident, zic eu, un IT business analyst trebuie să aibă poate un background sau ceva cunoștință din zona tehnică, pentru că se învârte într-o lume tehnică, vorbește cu oameni tehnici, prin urmare trebuie să vorbească acest limbaj. Să înțeleagă, să poată transmite, să poată să colecteze feedback sau neclarități de la echipa tehnică. Și, în esență, oamenii tehnici folosesc un limbaj specific. Și în afara limbajului sunt alte diferențe? Nu neapărat. Este clar că și un IT business analyst care livrează pentru un alt client trebuie să ajungă să înțeleagă business-ul acelui client și atunci e clar că are de învățat permanent ca să poată să pătrundă și în lumea aceea, fiind la intersecția a două lumi, evident că trebuie să vorbească și un limbaj de business, dar și un limbaj tehnic. Când vorbim despre business analiștii aceia din zona de business sau din zona de client, ei sunt experți practic în acel domeniu. Dacă vorbim despre asigurări sau despre domeniul bancar sau digital media sau orice alt domeniu, sunt convinsă că toate aceste companii au propriilor experți care îi ajută să-și definească obiective de business, să-și definească procese interne de lucru, să se ajute cu parte de implementare unor noi soluții și așa mai departe. Dar oamenii aceia nu sunt neapărat familiarizați sau conectați la lumea de IT. Ei sunt conectați la lumea de business în care ei se învârt la piața, în care compania lor activează. Au cu totul alt focus și cam asta este diferența. Am o provocare pentru tine, Alina. Ce nu este business analystul? Ce nu este un business analyst? Nu este un antreprenor, cum cred mulți dintre cei care vin la cursurile demo.
Nu este un project manager, deși în unele companii mici este foarte posibil ca un business analyst să facă și activități de project management. Pentru că, să zicem că cele două discipline au zone pe care se întrepătrund. Un business analyst nu este un UX designer, dar poate să aibă cunoștințe sau chiar să facă activități din zona aceasta de user experience, care este o disciplină dedicată, care are profesioniști care asta studiază și asta fac. Dar încă o dată sunt multe puncte în care aceste două lumi se intersectează. Prin urmare, da, un business analyst poate să aibă skill-uri din domeniile astea, dar strict vorbind despre rol, nu asta înseamnă. Deci e o disciplină aparte. Alina, această disciplină, acest job practic nu este de foarte multă vreme, așa că vreau să îmbrăcăm două întrebări într-una. Să ne povestești despre începutul acestui job cumva, dar și despre cum ai intrat tu, cum ai ajuns tu să faci asta. Poate nu este atât de comun în piața ieșeană și în cea românească, zicem, dar el există de 10 de ani de zile în piața mondială. Okay. Acum 9 ani, când eu am început călătoria mea în această lume a analizei de business, era într-adevăr un rol destul de exotic și diferit interpretat de companii. Și în ziua de astăzi este relativ la fel, dar dat fiind faptul că există totuși niște standarde de business analysis la nivel internațional și niște organizații care promovează aceste standarde și certificări în domeniu, e mai multă claritate acum apropo de ceea ce înseamnă de fapt business analysis. Cum spuneam, pe vremuri erau joburi de analist programator sau, și cumva așteptarea era că analiza e o activitate implicită care se face automat. Cu timpul însă au apărut roluri dedicate pentru că s-a observat cât de importantă este de fapt această activitate pentru succesul proiectului. Acum 9 ani, când eu am început, erau puține roluri în piață. Cum ai ales lucrul ăsta? Sau te-a ales el pe tine? Probabil că a fost o combinație. Eu mi-am început, dintotdeauna am lucrat în IT, mi-am început cariera ca și programator. Am fost programator 6 ani de zile, timp în care simțeam că nu e o meserie pentru mine. Nu simțeam că o să pot să o fac foarte mult timp. Eram cumva în așteptarea unei schimbări, a unei oportunități, fără neapărat să pot să identific foarte clar care e aia. Cu siguranță știam că îmi doresc mai multă interacțiune cu oamenii, să comunic mai mult și să am mai mult impact în proiectele în care lucrez. Și oportunitatea s-a evit când s-a deschis un job de business analyst în Endava Iași, job pentru care am aplicat și pe care l-am obținut. Și așa a început călătoria mea în lumea aceasta. E drept că eram familiarizată oarecum cu disciplina pentru că am studiat analiza și proiectarea sistemelor informaționale în facultate. Știam că îmi place și cumva ajungând să și profesez în domeniu, mi-am extins foarte mult cunoștințele și... Cum s-a născut provocarea asta de a profesa, de a fi trainer, mentor la școala de informală de IT? Acum, cred că 4 ani sau 3 ani, când școala informală din Iași a hotărât să organizeze și un curs dedicat pe zona de analiză, am fost contactată de un mentor din Cluj. Pe mine mă recomandase Florin Cardașim, care a fost managerul și mentorul meu în Endava la o perioadă de timp și am fost invitată să intru în această poveste. Pe mine, sigur, m-a încântat foarte mult, am văzut-o ca pe o oportunitate de dezvoltare profesională și personală. Îmi place grozav de mult să stau în fața oamenilor și să le povestesc despre ceea ce fac eu și despre ce îmi place mie să fac. Și o fac cu multă energie și multă pasiune și sunt sigură că de cel mai multe ori reușesc să le transmit și lor asta. Și practic am fost primul mentor în cadrul școlii și încă continui. De-a lungul timpului am adus alți business analiști din
mediul meu aici. În primul rând să se dezvolte și ei și în al doilea rând să împărtășească din experiența lor comunității. Până la urmă, de fapt, asta facem. Cum arată, să spunem, categoria de persoane care ar fi potrivită pentru acest job de business analyst? Dacă au început altceva, vin din alte zone, deci care vor o schimbare, care vor o reconversie profesională, fie vor să-și îmbunătățească calitățile, capacitățile de a intra într-un job pe piața aceasta de IT, fie vin efectiv din alt domeniu. N-aș limita în niciun fel. N-aș spune că un profil e mai potrivit decât altul. Cu siguranță unii sunt un pic mai avantajați decât alții. Vorbitorii de engleză, de exemplu. Cu siguranță. În primul rând, skill-urile de comunicare sunt esențiale. Dacă mai ai și un context în care ai clienți în alte țări, atunci evident că și skill-urile de limbă străină sunt foarte importante. Cum spuneam, background-ul IT este un plus, dar nu este un must. Sunt mulți cursanți care vin din zone de business, să zicem, vin din bănci sau din instituții financiare sau din, nu știu, instituții de asigurări, practic din zone în care au activat și au învățat un business sau anumite produse din domeniul respectiv, au interacționat mult cu clienți, ceea ce este iarăși esențial pentru că asta face un business analyst, interacționează mult cu clienții și cumva mizează pe acest background, pe aceste skill-uri și ce-și doresc este să construiască peste ele. Și asta, de fapt, încurajez și eu pe cursanții mei, să încerce să valorifice toată experiența lor anterioară din celelalte joburi. Cu siguranță este ceva mic acolo, oricât de mic, care poate fi valorificat și folosit cumva în noul lor parcurs. Cum spuneam, nu cred că este un profil mai potrivit decât altul. Important este să-și dorească, să investească timp și energie în povestea asta, dacă e să intre în ea. Ai momente în care ești impresionată de ceea ce încearcă ei să schimbe, de modul în care încearcă să schimbe, pentru că nu e ușor pentru oameni care au făcut de-a lungul timpului altceva și vor să o ia practic de la zero și să-și schimbe viața. Și poate nu le arăți, pentru că rămâi mentor în continuare, dar poate te impresionează. Sunt momente? Da, cu siguranță. Sunt mulți care mă impresionează. Eu oricum îi încurajez în permanență pe toți, pentru că foarte mulți vin plini de temeri, că n-au avut niciodată contact cu lumea IT, că nu o să înțeleagă, că nu o să fie acceptați de companii, pur și simplu din lipsa de experiență. Și probabil că da, sunt și angajatori care poate nu sunt dispuși să intre nici măcar într-o conversație cu un eventual candidat, doar pentru că în CV nu au o experiență relevantă. În schimb, dacă totuși ajung să aibă o conversație, este foarte important cum se prezintă în acea conversație și cum reușesc să suplinească lipsa experienței prin cunoștințe, prin mindset, prin felul de a aborda lucruri, prin atitudine, prin ambiția și felul în care ei se prezintă. Și o parte din ei chiar reușesc. Trec peste toate aceste temeri și reușesc. Au dificultăți? Adică în timpul... Sigur că da, dar n-a spus nimeni că e simplu. Ok, cât de complicat atunci. Nici super complicat nu este, cred eu, dar cu siguranță e nevoie de muncă. De muncă și de timp investit. Nu este o garanție faptul că dacă vii la cursuri și atât, o să și reușești. Pentru unii s-ar putea să fie suficient, dacă deja au un bagaj mare în spate care îi ajută, pentru unii s-ar putea să nu fie suficient. Și oricum eu tuturor le recomand ca, pe lângă cele 5 ore săptămânale pe care le petrec la curs, să investească măcar încă pe atât în temele pe care noi le dăm, în a citi cărți sau articole pe care noi le recomandăm, în a merge la evenimente din comunitate, în a se conecta cu profesioniștii din domeniul ăsta. Ei trebuie să intre în lumea asta și să înțeleagă cum funcționează. Și clar că ați crea relații
și a înțelege ce se întâmplă și cum funcționează lucrurile este important. Deci trebuie muncă. Cam care este rata de inserție, să spunem? Cei care termină aceste cursuri de business analyst, cam câți ajung să fie angajați în acest domeniu, digital job, în IT? Mi-e greu să spun cu exactitate, pentru că nu toți revin către noi să ne mai spună ce au făcut. În schimb, cred că cam 30% din ei reușesc să-și găsească noi oportunități încă din timpul cursului. Și când zic noi oportunități, nu înseamnă neapărat un job dedicat de business analyst. Sunt foarte mulți care reușesc să folosească cunoștințele pe care le dobândesc aici ca să obțină poate o promovare la locul actual de muncă. Poate un alt job într-o altă companie, nu știu, care oricum îi situează un pic mai bine sau un pic mai sus. Sau, dacă vorbim de roluri de business analyst, product owner, au fost și cazuri de genul ăsta. Eu însă am remarcat cursanți foarte buni și am recomandat sau i-am recrutat în compania în care lucrez. Nu știu, deci, să zic cu exactitate care este rata de inserție, dar cu siguranță sunt perspective. Iar cei care au fost dedicați și ambițioși au reușit. Deci, să spunem așa, caracteristicile de care are nevoie cineva care vrea să fie business analyst sunt skill-uri de comunicare foarte bune. Deci cei care au comunică în general cu foarte mulți oameni din foarte multe domenii și gestionează bine sau cu ușurință acest lucru, practic au un avantaj. Da, un mare avantaj. Exact. Skill-uri de limba engleză, cele de business, iarăși, sunt foarte bune. Da, dar sunt bune, dar încă o dată nu sunt o garanție. Depinde exact de contextul în care ajungi să lucrezi. Cred că un skill foarte important pentru un business analyst este puterea și disponibilitatea de a învăța lucruri de la zero. Pentru că s-ar putea să ajungi în domenii noi în care sunt... Adaptabilitatea. Da, adaptabilitatea. Să fii nevoit să înveți lucruri noi. Și practic permanent, de fapt, e o dinamică foarte interesantă, în sensul că interacționezi cu oameni noi, discuți lucruri noi. Chiar dacă, să zicem, activezi în același domeniu, probabil alte coordonate se schimbă și oricum trebuie să fii destul de deschis la schimbare și să fii dispus să iei chiar și lucruri de la zero, pur și simplu să înveți de la zero. Chiar dacă poate, nu știu, în proiectul anterior erai expertul, s-ar putea ca în proiectul viitor să începi de pe o poziție de la zero, din care practic trebuie să înveți și să-ți recâștigi încrederea. Alina Gherasim, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Mulțumesc și eu. Despre analiza de business. Am discutat din nou o emisiune, un interviu întreg despre business analyst. Vorbim despre interviurile din categoria digital job. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă reamintesc că este o suită de evenimente, de interviuri din această categorie digital job în parteneriat cu Școala Informală de IT și, desigur, cu parteneriatul media Ziarul de Iași. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem data viitoare la Vocile 2.0. La revedere!